În această lume post-apocaliptică, o toxină s-a răspândit în toată lumea și a făcut pe oameni să-și piardă memoria. Un bărbat caută de post în pădure și de peste o seră uriașă, cu scrisul accesul interzis, dar se apropie și este împușcat de Bi. În această casă locuiește o familie izolată, formată din 5 membri: mama, Bi, Avi, Daisy și Gabe. Mama a conceput un sistem pentru a le asigura supraviețuirea, care include cultivarea legumelor, aer curat și că toată lumea să poarte colierele cu inițialele lor pentru a ajuta cu amintirile. De asemenea, au măști care îi protejează de câte ori ies, dar Gabe a ieșit odată fără mască și acum suferă de o boală asemănătoare demenței și trebuie să fie legat de pat când are o criză de nervi. Orice persoană care îndrăznește să se apropie de casa lor este împușcată după ce au verificat că nu este Lucas, fratele lor pierdut. Când cineva este ucis, fetele iau unele părți ale corpului pentru ritual și îngrășământ, apoi îngroapă restul. Omul împușcat de bi are o fotografie în buzunar, așa că îi vioia înainte ca să scape de el. Apoi ascunde fotografia într-o cutie specială pe care o ține îngropată în Seră. În momentul ritualului, familia se adună și exprimă recunoștința pentru protecția serei. Au pictat toate ferestrele cu desene, reprezentând povestea mamei. Asta pentru a nu uita niciodată. Într-o seară, Bi este de pază și vede un străin apropiindu-se de casă care dă jos masca. Bi folosește o lanternă pentru a comunica și bărbatul nu răspunde, așa că ar trebui să-l omoare. Dar în acel moment are un flashback. Când bărbatul leșină, Bi decide să încalce regulile și să-l ducă înăuntru. Cu toate acestea, mama vrea să scape de el, dar Daisy sublinează că doua regulă spune că totul în sanctuar este sacru, așa că acum este sub protecția lor. Mama decide să profite de ocazie pentru a le învăța pe fete cum să pună copci la rana, folosind rana bărbatului. A doua zi dimineață, el se trezește legat de un pat și o vede pe Bi dormi lângă el pe jos. Gabe se trezește și el legat și descoperă că au dat patul, așa că Ivy merge să o ia pe Bi ca să o ajute. Bi vrea să stea cu bărbatul, așa că o ajută pe Ivy să ia rapid șafurile și apoi o lasă singură să-l curețe pe Gabe. Bi se întoarce la bărbat pentru a i îngriji barba, dar constată că este trează. B se sperie, dar încearcă să pună câteva întrebări, la care el nu răspunde. După ce B și Ivi schimbă bandajele, mama lor vine să-l interogheze pe bărbat, dar el nu știe cum se cheamă. El le spune că nu a mai rămas aproape nimic din civilizație și că puținii supraviețuitori rămași mor de foame. Unul dintre ei l-a atacat și l-a rănit, apoi întreabă dacă poate să plece, dar mama nu-l lasă pentru că acum știe de ei, așa că trebuie să rămână și să lucreze ca toți ceilalți. Ivi dă seama că Gabe se simte rău în lui, așa că încearcă să-l înveselească de câteva jucării, dar el nu-și amintește de ele. Bi este mai extremă și la apropie de bărbat pentru a-l face să-i atingă fața și să-i arate că sunt toți la fel, dar Gabe nu este convins. A doua zi dimineață, bărbatul este trimis la muncă în seră, deși este încă legat pentru siguranță. Bi continuă să fie obsedată de el, așa că îi aduce o farfurie cu fructe și chiar promite că îl va învăța să citească. Ivy reamintește lui Bi că nu poate avea încredere în el, dar Bi o ignoră pentru că este îndrăgostită de el. În timpul cinei, Bi încearcă să-l la masă, dar mama interzice să ia locul lui Lucas și îl trimite să stea în altă parte. Când el întreabă de Lucas, descoperă că era fratele lor, care a plecat în căutarea supraviețuitorilor și nu s-a mai întors. Zilele trec și piciorul lui se vindecă. Daisy îl întreabă despre animale, deoarece nu a văzut niciodată unul, iar bărbatul desenează un cal, apoi promite că îi va sculpta unul dacă îi face rost de un cuțit. Așa că Daisy fură un cuțit din coșul surorii sale ca să l aducă. Un pic mai târziu, el termină de sculptat calul pentru Daisy sub formă de puzzle. Gay îl găsește și bărbatul îi permite să se joace cu el, dar el nu reușește. Simțindu-se înlocuit, Gabe are o criză de nervi și începe să arunce lucruri, iar fetele nu reușesc să-l oprească, deoarece este urgent bărbatul o convinge pe Daisy să le libereze și reușește să-l calmeze. În acea seară, Bi se uită în oglindă și vede o vânătaie pe față provocată de Gabe. Bărbatul vine să o tachineze și Bill numește accidental Lucas. El spune că nu poate fi Lucas, deoarece are sentimente pentru ea. Bee devine fericită când aude asta, deoarece și Lucas avea sentimente pentru ea. Familia nu-l mai ține legat și este liber să meargă prin casă. Într-o dimineață, el o găsește pe Ivi cu o cutie și o întreabă ce este, așa că Bi spune că a fost un joc pe care îl făcea cu Lucas. El vrea să joace, dar Ivy refuză pentru că el nu este Lucas. Spune că nu ar trebui să participe la toate ritualurile pentru că nu face parte din familie. El spune că ritualurile sunt făcute pentru a-și aminti cine sunt ei și trebuie să-și amintească și el. Apoi merge la Daisy și B, pentru a întreba despre cutie. Daisy nu-și amintește, dar Bee spune că Lucas ascundea mereu ea, care sunt fructele ei preferate. El merge la Ivy pentru a cere scuze, dar ea rămâne precaută și recunoaște că l-ar fi împușcat dacă ar fi fost de pază în acea zi. El vrea să ajute cu serviciul de pază, dar Ivy spune doar să fie atent. La ieșire întâlnește pe femeie, care explică că totul are un scop și are deja unul în minte pentru el. A doua zi, surorile lucrează când el sosește brusc și lasă lasă căpșină lui B. În ochii lui B, acesta este un semn că este într-adevăr Lucas și a uitat, dar Ivy crede că vrea să le manipuleze. După amiază, el se alătură lui B pentru a duce relația la pasul următor. Străi nu-l complimentează pe B. Nici măcar nu se oprește când B împușcă un alt vagabond. Noul corp este folosit ca de obicei, iar odată ce acest lucru este făcut, B și bărbatul se distrează împreună în seră. Întrucât toți pereții sunt de sticlă, Ivy vede și asta o face să-și amintească ceva. Cu ani în urmă o văzuse pe B făcând același lucru cu Lucas. Asta a făcut-o să-l ignore pe Gabe, care a cerut să iasă. Bărbatul îl ridică apoi privirea și o vede pe Ivy, așa că fuge. Mai târziu, el o găsește pe Ivy și -o întreabă dacă îi place să privească. Dar Ivy aruncă cu lopeții în în timp ce explică că nu va fi manipulată ca sora ei. În acel moment, el observă ceva ciudat și găsește cutia lui Ivy. în interiorul căreia se află o punguță cu două baterii vechi și un colier cu litera L. Străinul o întreabă pe Daisy despre aceste coliere, descoperind că mama lor le-a făcut când s-au născut și nu trebuie să le dea jos. Când trebuie să facă ritualul, bărbatul îi se alătură și o înfurie pe Ivy. El scoate o pungă de monede pe care le avea cu el când a sosit, dar găsește și colierul lui Lucas. El spune că l-a avut mereu și că a uitat ce înseamnă, dar acum știe că este Lucas. Bi și Daisy îl cred, dar Ivi l-acuză l-a ucis pe adevăratul Lucas pentru a-l fura, începând o ceartă. Femeia întrerupe, felicitându o pe Ivi pentru că a proteja familia. Dar Bire amintește tuturor că starea lui Gabe este vina lui Ivi, pentru că și-a spionat sora în loc să-l împiedice să iasă. La cină, bărbatul se așează la masă și aceste schimbări îl fac pe Gabe și mai instabil. Ivi se duce să o întrebe pe mama ei de ce este singura care știe adevărul, dar mama îi spune doar să nu-și facă griji pentru că are un plan. Când va naște un copil, bărbatul va pleca pentru că Lucas pleacă mereu. Câteva zile mai târziu, piciorul lui s-a vindecat, dar femeia încă nu lasă să stea de pază singură. În timp ce fetele spală rufele, Ivi observă că Binu a avut perioada roșie și îi spune mamei: Femeia vede asta pe calendarul ei și câteva săptămâni mai târziu își informează fica că este însărcinată. Bi este foarte fericită, dar bucuria ei se termină când femeia îi spune că resursele sunt limitate, așa că Bi va trebui să aleagă între copil și el. Bi începe să plângă și să țipe, iar acest lucru declanșează unul dintre atacurile de panică lui Gabe, făcându-l să iasă afară. Ivy aleargă după el și în acel moment are un flashback, când Gabe și-a pierdut memoria. Deodată bărbatul iese fără mască, îl ia pe Gabe să-l aducă înapoi, apoi spune lui Evie că nu este vina ei. Ivi plânge din nou în timp ce îi spune că fratele a avut o minte minunată pe care a pierdut-o în fața ei, dar înainte ca el să o consoleze, Bi întrerupe și amintește că trebuie să stea de pază cu ea. Când ies, Bi îi spune bărbatului că este însărcinată și va trebui să plece, dar el o refuză, îmbrățișându-o pe Bi și promițându-i că vor rezolva totul. Mai târziu, în timp ce toată lumea se odihnește, Ivi se ridică din pat pentru că nu poate dormi și merge după ea. El îi spune că nu trebuie să trăiască cu vinovăția și că nu ar trebui să facă acele lucruri cu Gabe dacă nu vrea. Ivi nu este de acord pentru că fratele ei merită să fie fericit, dar bărbatul crede că și ar trebui să fie. A doua zi, el îl tachinează pe Gabe despre sentimentele lui pentru Ivy și sublinează că ea nu-l iubește, ci este doar milă de el. Gabe se enervează și sparge o fereastră. Fetele se grăbe să o sigileze înainte ca toxina să intre, iar mama îl ceartă pe Gabe pentru ceea ce a făcut, dar bărbatul spune că a fost un incident. Când se lasă noaptea, femeia leagă pe băiat și îi amintește de istoria lor pentru a-l face să se simtă iubit. La ieșire, îl întâlnește pe bărbat, care înțelege că ea nu poate fi manipulată ca fetele și decide să o moare chiar acolo în seră, folosind o unealtă. Apoi el părăsește corpul și instrumentul lângă patul lui Gabe pentru a face să pară că el a făcut-o. Când băiatul se trezește și își vede mama moartă, bărbatul sosește și la acuză de crimă, ceea ce îl înfurie pe Gabe care îl atacă. Fetele se trezesc și ajung la timp pentru a-l vedea pe bărbat apărându-se de Gabe. Când bărbatul spune că Gabe le-a ucis mama, Evil crede și zbucnește în lacrimi. Bi refuză să creadă, așa că încearcă să se gândească la o explicație, că poate Gabe a avut un coșmar și și-a ucis mama în somn fără să știe. Mai târziu, bărbatul merge la Gabe și deschide fereastra, spunând că este pentru binele lui. El spune că trebuie să privească moartea familiei, dar când și-a dat jos masca, toxina nu i-a făcut nimic. Nu știe de ce este imun, dar știe că memoria este egală cu durerea, așa că toxina îl va ajuta pe Gabe să fie din nou fericit. Fetele încep să pregătească corpul mamei pentru ritual, dar Daisy nu vrea să facă asta mamei, așa că îi vioia pentru a o calma. Nu observă că și-a uitat cutia și B profită de ocazie pentru a arunca o privire, apoi găsește punguța cu numele lui Lucas și cele două baterii. Acest lucru îi provoacă un flashback când a împușcat un vagabond despre care nu a spus niciodată familiei sale, așa că iese imediat afară și se apă în grădină pentru a găsi o lanternă care o va face să-și amintească totul. Se pare că bărbatul pe care Bill a ucis era adevăratul Lucas și nu a a reușit să răspundă la cod, deoarece bateriile lanternei erau descărcate. Când Bia verifica cadavrul, a găsit lanterna și colierul, așa că după ce le-a îngropat pe toate împreună pentru a ascunde adevărul, Bia și-a dat jos masca pentru a uita totul. Deoarece bateriile și colierul erau în cutia lui Ivy, asta înseamnă că știa totul. Bi fuge înapoi înăuntru pentru a țipa la sora ei, pentru că a făcut-o să creadă că Luca s-ar putea întoarce, dar Ivy explică că a făcut-o pentru a o proteja de o durere mai mare. Bărbatul sosește și când atenția cade pe Ivy, Bi devine geloasă și fuge afară că să uite. Ivi vrea să iasă după ea, dar bărbatul o oprește, amintindu-i care dreptul să facă ce vrea cu viața ei. În acel moment vine Daisy să le spună că Gabe este ciudat, în timp ce Ivi încearcă să-și dea seama ce neregulă, B se întoarce înăuntru și nu recunoaște bărbatul, confirmând că toxina și-a făcut efectul. Ivi își dă seama că își pierde toată familia din cauza toxinei. Bărbatul îi spune că nici el nu poate uita și promite că o va sprijini. De atunci, totul s-a schimbat. Ivi și bărbatul sunt liderii familiei, iar Daisy acceptă să fie fica lui B. Adevăratul Lucas o lăsase însărcinată pe B și apoi plecase când mama a pus o să leagă între el și copil. După ce noua familie îndeplinește ritualul pentru corpul mamei, ei încep o nouă viață fericită repictând imaginile pe sticlă, pentru a-i reprezenta pe noi membrii. B nu mai poartă mască atunci când iese, iar Ivi speră că din moment ce străinul este tatăl, copilul va supraviețui cu imunitatea lui. Într-o după amiază, Gabe începe să se ape în grădină pentru că și aduce aminte de ceva. El găsește două schelete, purtând colierele lui Ivi și B, dezvăluind că cele vii nu sunt originalele. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!